Prezent la București la o întâlnire de lucru a Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România cu Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, a susținut alături de alți primari din țară efectuarea mai multor modificări în cadrul programului de casare a mașinilor uzate, astfel încât acesta să poată fi derulat de municipalități. El însă nu este de acord cu autoritățile locale să acopere 50% din prima prevăzută în programul de casare a mașinilor uzate, inițiat de Ministerul Mediului. Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, nu este de acord ca autoritățile locale să acopere 50% din prima prevăzută în programul de casare a mașinilor uzate, inițiat de Ministerul Mediului, precizând că administrația fondului de mediu ar trebui să aloce 80% din sumă pentru ca acest proiect să poată fi derulat de către primării. Ministerul Mediului a propus în vară ca prima de casare să fie de 3.000 de lei, iar jumătate din aceasta să fie suportată din bugetul local. Mie nu mi se pare deloc normal să luăm banii de la 3 contribuabili, persoane fizice, care ori nu au mașină, ori au una pe care nu doresc să o caseze, și să-i dăm unui alt cetățean care dorește să scape de o mașină veche. Propunerea avansată de AMR a fost ca administrația fondului de mediu să suporte 80% din valoare, iar primăriile doar 20%. Așteptăm modificările ghidului de finanțare privind acest program. Apoi vom analiza la nivel de primărie dacă ne vom înscrie sau nu în program și pentru câte autovehicule casate vom solicita finanțare de la administrația fondului de mediu, a declarat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu. Conform variantei actuale a programului amintit, mașina pentru care se solicită prima de casare trebuie să fie înregistrată în evidențele fiscale ale primăriei de la care se solicită banii, să aibă cel puțin 15 ani vechime, normă de poluare Euro 3 sau inferioară și să conțină la momentul casării toate elementele esențiale. De asemenea, persoana care solicită prima de casare trebuie să se angajeze că în următorii 3 ani nu va mai cumpăra o mașină cu normă de poluare Euro 3 sau inferioară.